Cumpărați produse românești, este mesajul ministrului economiei Virgil Popescu, care a anunțat că jumătate dintre măștile de pe piață sunt neconforme și nu protejează de COVID. Acestea provin din import și se găsesc la vânzare în hipermarketuri, farmacii sau depozite. Până acum, ANPC a dat amenzi de 18 milioane de lei unor comercianți care aveau la raft astfel de măști neconforme. Ministrul sfătuiește pe români să cumpere produse românești. Momentan, 16 companii din țară produc măști și acestea pot asigura necesarul de la nivel național. În plus, Virgil Popescu le-a cerut retailerilor și rețelelor de farmacii să nu mai permită comercializarea produselor neconforme.